Bună ziua! Bine ați venit la un nou eveniment Clepsidri. De data aceasta, Societatea Culturală Clepsidra organizează un eveniment dedicat cărții. Și organizatorii principali ai acestui eveniment sunt Lumea Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor din Județul Neamț, Societatea Culturală Clepsidra Roman, Colegiul Național Roman Gordă, Șefiturile Figa Rus și Cetatea Doamnei din Piatra Neamț. Vom lansa mai multe cărți, dar cred că evenimentul este dedicat, în primul rând, celui care s-a ocupat de un dicționar important al personalităților județului Neamț și care apare în două formule. Întâi ca un dicționar al literaturii din județul Neamț, de la copiști la suprarealiști, și totodată personalități ale culturii din județul Neamț. Este vorba de scriitorul, istoricul literar, criticul literar, Constantin Tomșa, care, din cauza unor probleme de sănătate, nu este prezent la evenimentul nostru de astăzi, dar este reprezentat de editorul de la Piatra Neamț, în persoana domnului Cristian Livescu, care nu mai are nevoie de foarte multe prezentări, pentru că este cunoscut atât de bine la Roma. Îi urez bun venit, așadar, domnului Cristian Livescu, care este și autorul moral al evenimentului de astăzi, pentru că a ținut ca în această primăvară, anului 2015, care o primăvară care deja a venit, sperăm că a venit cu adevărat, a vrut să înceapă această primăvară cu lansarea aceasta de carte de la Roma. Cele două cărți ale lui Constantin Tomșa au mai fost lansate, au beneficiat de o lansare, de o primă lansare, la Piatra Neamț. Atunci au beneficiat de prezentarea avizată a istoricului literar nemțean și el, profesorul doctor Nicolae Scurtu, care este redactor principal, are o rubrică permanentă la revista România Literară. Vom mai lansa încă două cărți, două romane de această dată, Cravașa, al lui Constantin Gheorghiu, și Drum închis, a romașcanului Florin Vasile Bracu. Desigur că să-i prezint pe cei doi, mi-ar fi foarte ușor să intru, să deschid dicționarul personalităților din județul Neamț, al lui Constantin Tomșa, și să găsesc acolo informațiile cele mai importante și toate avizate. Dar voi lăsa pe cei care sunt prezenți la eveniment să facă acest lucru, să le prezinte. Vom mai lansa totodată integrarea prozei scurte, cuprinzând volumele Ultima Sirenă, Insula lui Isus și Trenul de Sticlă, de Lucian Strochi, prietenul nostru care este prezent și urăm și domniei sale bun venit la Roman. Și aceste cărți au fost lansate în primă fază la Piatra Neamț, în luna decembrie. Ca o surpriză a evenimentului nostru, vom avea și un recital de poezie și indirect, în acest fel, vom lansa și cel mai nou volum de versuri a domnului Vasile Chetinuță, intitulat Rătăcit, care este prezent aici în fața dumneavoastră, dintre cei doi importanți istorici și critici literari și scriitori ai județului nostru și ai țării, dacă în extensie, domnul Cristian Livescu și domnul Lucian Strochi. Sigur că îl avem la prezidiu și îl așteptăm să tragă concluziile serii pe domnul profesor Gheorghe Ain Ciobanu, pe care
care luna aceasta vom și sărba într-un mod totuși și cu totul special, pe data de 24 martie, tot în această sală, la ora, 17. Nu rămâne ca moderator decât să vă urez și dumneavoastră bun venit și să dau cuvântul în continuare domnului profesor istoric, critic literar, scriitor, cel mai important, cum spunea domnul Lucian Strochi mai devreme, cel mai important istoric și critic literar la ora actuală din zona noastră, domnul Cristian Ivescu. Vreau să vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l oferiți de a ne revedea. Sincer vă spun, mi-era dor de dumneavoastră. Nu luat asta ca pe un început așa aranjat, ci pur și simplu simțeam nevoia ca să împărtășim împreună aceste evenimente pe care noi le-am avut la Piatra Neamț. Am zis că ele trebuie, aceste cărți trebuie sărbătorite și la roman, cu publicul pe care îl avem aici, cu oamenii pe care îi cunoaștem aici, personalitățile pe care de atâta timp ne-a făcut plăcere să le revedem. Îmi face o deosebită plăcere să le revăd pe maestrul Gheorghe Anuciobanu. Este, dacă mi este permis să spun, decanul nostru spiritual, și omul de care ne leagă atâtea amintiri și realizări aici, pentru că este, el a fost polul cultural în jurul căruia s-a creat mișcarea literară de după anii 90 la Roman. Aveam emoții în urmă cu câțiva ani și ziceam ce se va întâmpla. Maestru Ciobanu și dânsul a ajuns la o vârstă respectabilă. Este așa, în culmea valorii sale, dar cine vine din urmă? Și iată că ne-am bucurat că încet, încet aici s-a creat, datorită acestui cenacul de Sidra, s-a creat o mișcare literară, culturală, frumoasă. Acești doi oameni deosebiți, părintele Paiu și în același timp împreună cu dânsul, deci părintele Cornel Paiu și împreună cu dânsul doctorul Dan Arbătescu, pe care îl salut și căruia îi mulțumim pentru faptul că nu numai că participă împreună cu noi aici, dar după o zi eguizantă pe care a avut-o astăzi, dar pe de altă parte este pentru faptul că este un ferment cultural și este un dinamizator al energiilor culturale care din totdeauna au fost aici. N-am să îl uit pe prietenul nostru, Mircea Bostan, care și dânsul membru al Uniunii Scriitorilor. Am invitat-o de asemenea pe doamna Violeta Lădăcușu și de asemenea membru al Uniunii Scriitorilor, dar dânsa o gripă rebelă o ține la pat în prima de față. De altfel, surprizele le-am avut de dimineață, însă a fost a doua surpriză, pentru că prima surpriză a fost cea legată de prietenul nostru Constantin Tomșa. Vă spun cu sinceritate, pentru dânsul a făcut această manifestare, să vă aducem în atenție ultimele realizări, pentru că sunt niște realizări deosebite pe care le avem din punct de vedere editorial la Piatra Neamț și care sunt implicit legate de romanul cultural. E vorba de Constantin Tomșa, care în ultimul moment mi-a spus că nu poate veni, a intervenit, știți că dânsul a avut un accident în urmă cu un an, se împlinește un an de când a trecut într-o perioadă, într-un moment foarte, foarte dificil din punct de vedere al sănătății. Dimineața s-a întâmplat un alt accident cu dânsul și în așa fel încât nu am putut veni împreună. Am zis că erau două soluții, ori să amânăm manifestarea de astăzi, ca să fie și dânsul, ori să o facem cu promisiunea ca în viitorul apropiat, poate la aniversarea pe care, iată, o anticipăm, o facem o uvertură la aniversarea pe care, sărbătoarea pe care o datorăm maestrului Gheorghe Anuciobanu, să-l aducem totuși, să fie prezent și să într-un fel să compensăm acest moment în care nu a putut să vină. Dar despre aceste două, iată, acest dicționar al literaturii din județul Neamț, trebuie să vă spun că
el constituie realmente un eveniment și un moment important pentru, pentru istoria culturală a județului Neamț. Constantin Tomșa a reușit să sintetizeze aici, să ne ofere un dicționar în care se regăsesc foarte multe personalități din Piatra Neamțului din Roman. Romanul este, zic eu, pe chiar mai bine reprezentat dacă îl luăm la personalități și la, cele, la cei care ne, ne stau, ne-au stat în preajmă. Romanul este foarte bine reprezentat în acest dicționar pentru că foarte multe personalități și-au legat numele de, acest, de această cetate veche mușatină. Dicționarul literaturii din județul Neamț, pe care de vreo două luni și ceva îl difuzăm și suntem în preajma, dorim să încercăm să scoatem un, un alt tiraj pentru bibliotecile din țară și din județ. Deci, acest dicționar de cam 10 ani i-a luat lui Constantin Tomșa ca să-l poată elabora și să-l poată duce. Cum am spus, l-am difuzat și un exemplar din acesta datorită prietenului nostru romașcanul de asemenea, Florin Vasile Bratu, a ajuns în, în mâinile academicianului Eugen Simion. Prin dânsul ne-a transmis felicitări pentru că este o operă solidă, e o operă serioasă, care merge pe urmele dicționarului scriitorilor români, elaborat în 7 volume, cum bine știți, de Academia Română. Constantin Tomșa a avut model acest dicționar, este considerat și pentru Europa, este considerat pentru lexicografia europeană o lucrare serioasă, mă refer la dicționarul scriitorilor români elaborat de sub coordonarea lui Eugen Simion. Și iată, mergând pe această, pe această formulă, mergând pe acest tipar, Constantin Tomșa reușește să scoată fel, operele de, acest, de această factură. Noi am avut câteva încercări până acum. A fost una lui Constantin Prangati, de care desigur știți personalitățile culturale din județul Neamț. Dar aceasta, într-adevăr, este o operă solidă, o operă de mare valoare și de mare cuprindere, pentru că reușește să sintetizeze personalități și o viață spirituală și culturală atât de complexă cum este cea din spațiile acestea aparent diferite, dar ele sunt complementare, Romanul și Piatra Neamț. De asemenea, tot dânsul a elaborat și a scos de curând această nouă carte, Personalități ale culturii din județul Neamț. Aici materia este reorganizată pe luni și pe evenimentele care sunt ale scriitorilor, și nu numai scriitori, oameni de cultură, oameni de știință. Deci o, o paletă foarte largă de autori și de, de realizări. Sunt cuprinse aici și personalități de, de graniță, ca să spunem așa, sunt și oameni, între oameni de știință care au realizat un fel, au și memorialistică, dar nu numai atât, și preoți și, în orice caz, valori culturale și spirituale foarte, foarte diverse. Dar ceea ce este interesant în această carte și pentru care ne-am primit solicitări de la Craiova și de la Cluj, chiar acum, azi, în urmă cu două zile am primit la Cluj această carte, deci cuiva care se ocupă tot așa de lexicografia și de spațiul cultural al Clujului, din zona Clujului, este felul în care a reușit la urmă să dea o cheie, în așa fel încât să poți găsi foarte rapid o personalitate sau un nume pe care îl cauți între, la data respectivă. Nu întotdeauna poți să fii, să știi, cauți un autor. Cheia pe care o dă la urmă Constantin Tomșa este una excelentă. Este chiar de, este inedită, aș putea spune, pentru că în mod foarte rapid poți să regăsești și poți imediat să te duci la personalitatea care te interesează, să o găsești
repede în spațiul lucrării. Foarte bună este pentru, pentru cei care se ocupă de cultura din județul Neamț, dar nu numai pentru ei, zic că este și o pagină, o operă bună pentru administrație. Vreau să vă spun că administrația de la Piatra Neamțului ne-a cumpărat câteva exemplare, pentru că în felul acesta știu și deși cam ce personalități au și că le pot sărbători într-un anume fel și chiar le îi pot felicita în zile, în funcție de zilele lor de naștere. Sunt autori sau valori mai puțin cunoscute, mai puțin vehiculate, dar care reprezintă ceva pentru, pentru spațiul cultural al județului Neamț și, cum vă spuneam, foarte repede pot fi regăsiți în spațiul lucrării. Am să vreau să vă aduc în al treilea rând în atenție o carte de care puțin am să mă apropii, dar în orice caz vreau neapărat să vă atrag atenția asupra ei, pentru că voi vorbi mai târziu puțin despre ea. Este cartea Cravașa lui Constantin Virgil Gheorghiu. Una din cărțile grele, una din cărțile dificile, de altfel nu s-a încumetat din cei care sunt în trei locuri în țară unde se ocupă de opera lui Constantin Virgil Gheorghiu. Bine știți, este născut în Valea Albă, la Războiene, Ținutul Neamț, într-o familie de preoți. Este un om care a emigrat în anii 40, a emigrat în Occident, s-a stabilit la Paris, unde a scos romanul acela excepțional, romanul Ora 25, care a fost rapid difuzat în toată, în spațiul, inclusiv în spațiul latino-american, acum a fost tradus în vreo 30 de limbi în acel moment. În orice caz a făcut vogă mare, și după aceea a adus în atenție un prozator puțin cunoscut. Cravașa este, deci dacă în 1949 apărea romanul acela Ora 25, Cravașa este un roman care apare în 1963, este o anumită maturizare a scriitorului și un alt fel de a percepe și de a, și de a vorbi despre istoria, istoria noastră. Acțiunea se întâmplă aici în 23 august 44. Undeva în triunghi, într-un triunghi, dacă mi este permis să-l formulez așa, Pașcani Roman, undeva Bicaz, deci în triunghiul acesta se întâmplă, se întâmplă acțiunea romanului Constantin Virgil Gheorghiu, exact în momentul întoarcerii armelor, de la, bine știți, ieri eram aliați cu germanii, a doua zi am devenit aliați cu rușii. Și lucrurile acestea se întâmplă undeva pe la Pașcani. Să vedeți aici cât de... romanul este foarte dur, are pagini de o, de o duritate extraordinară, pentru că tratează numai această trădare, care este o tradiție la români, vorbește nu numai despre corupție și despre tradiția corupției de la... eu știu, de la... din evul mediu încoace, dar nu numai atât, tradiția, deci aceasta a corupției, vorbește pe pagini foarte elaborate, dar în același timp tratează un microgrup, un micro, o zonă foarte interesantă din sub munții Carpați, undeva am localizat-o eu, dacă undeva între Bicaz și Ceaclău. Acolo se întâmplă, este polarizată și acolo se întâmplă acțiunea propriu-zis dură din, din roman, unde este un, se întâmplă acolo să ajungă ecourile acestei mișcări din jurul, datei de 23 august. Lucrurile sunt foarte amplu, sunt, dacă mi se permis să spun, epopei prezentate în câteva capitole și mișcă, în orice caz, romanul acesta, toți cititorii care i-am avut până acum și care mi-au transmis opiniile și, cum să spun, și trăirile lor vis-a-vis de această carte, au fost atât mișcați de felul în care Constantin Virgil Gheorghiu a prezentat lumea aceasta din spațiul județului Neamț, sunt un moment de răscruce.
În orice caz, mă opresc aici. Vreau să vă spun că, dincolo de aceste cărți, mai avem câteva care merită să vă aducem în atenție. Este cartea profesorului Stescu, pe care bine știți. Dar nu în ultimul rând, și am să mă ocup într-o parte, într-o a doua parte, am să mă ocup de prietenul nostru Florin Vasile Bratu, pe care vreau, cred eu, că în toamna acestui an veți avea oaspete, cu acest roman Drum Închis, unul din cele mai puternice romane. Vreau să vă spun că este un roman de un mare curaj, cum de altfel este și romanul Cravașe, un roman de mare curaj. Trebuie să vă spun că a pierdut un proces la Paris, constativ de Virgil Gheorghiu. A fost dat în judecată de familia Rosetti într-o primă ediție. Ofițerul care este prezentat în culori tulburi și care este un de mare violență, într-o mare culoare violentă este prezentat. Era într-o primă ediție Rosetti. Familia Rosetti a intentat un proces greu lui Constantin Virgil Gheorghiu. Procesul a fost pierdut și în așa fel încât în ediția următoare a trebuit să schimbe, numele, se spune Fanotti. Este și mai prețioasă această rezolvare, pentru că Fanotti trimite, evident, la fanarioți, care au fost cei care au pus bazele serios aici, bazele temeinice ale corupției în România, care, iată, până în zilele noastre, s-a dezvoltat foarte, foarte frumos, foarte bogat. Fanotti acesta este unul din personajele care rămân, personajele negative care rămân în cultura română și în literatura română, și sigur că după difuzarea pe care o are romanul acesta, mi-a solicitat-o acum câteva zile, mi-a dat un telefon un foarte bun istoric literar și prozator el însuși, e vorba de Constantin Cupleșan de la Cluj, care era, cum să spun, a fost curios, efectiv, de romanul acesta. El l-am trimis, sigur, la Cluj. Era realmente curios cum i-am rezolvat și cum i-am aranjat, pentru că romanul este într-un fel prezentat, ca să poată fi scos. I-am dat, l-am introdus într-o ediție critică. Mi-am venit să fac o ediție critică cu prefață și cu toate chestiile, așa fel încât comentariile care vor fi și care sunt pe seama aceea, să fie întâmpinate cu o prefață pe măsură, în care explic, eu știu, noua, viziunea noastră care avem noi acum asupra perspectiva noastră, asupra istoriei acelor ani. Dar mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult și cred eu că v-am atras suficient atenția asupra acestor evenimente realmente evenimente editoriale. De opera lui Constantin Virgil Gheorghiu, v-ați ocupat ca și editor în mai multe rânduri, publicând romanele Terahim, care este și acesta prezent, l-avem aici pe masă, apoi Nemuritorii din Agapia, lansat acum 2 ani, mi se pare, la Roman, și atât de data aceasta, Cravașa. Și de Florin Vasile Bratu v-ați cu partea mea, am scris un mesaj prin domnul profesor Vidălișanu, că cu acest roman Drum Închis, un titlu tulburător, aș spune, a fost nominalizat la Cartea Anului. Eu am citit romanul, cred, în urmă cu câteva luni. Este un roman polițist și nu doar atât, dezvoltă și arată o societate pervertită, societatea plină de ascunzișuri ale regimului trecut. O să mă ocup și eu de el, poate voi reuși să scriu ceva, o cronică la acest roman. Mă gândesc să dau cuvântul în continuare domnului profesor Lucian Strochi,
care, sigur, să se refere la romanele cărțile pe care deja le-a prezentat domnul Cristian Ivescu și să facă și o notiță verbală asupra celor trei cărți pe care le-a scos într-un proiect ambițios și foarte important pe care și l-a propus proza scurtă în ediție, să spunem, definitivă. Da. Părintele Paiu a început astfel. Vrem ca întâlnirea de suflet de astăzi să fie dedicată cărții. N-am să-l contrazic. Dar eu aș vrea să intrăm într-un triunghi unde doar una dintre unghiuri sau laturi sau cum vreți să spuneți fiecare, iar al doilea unghi să fie sufletul și al treilea om. Pentru că, practic, am câte ceva de spus despre fiecare, sper să mă încadrez în timp absolut rezonabil, dar vreau să încep cu omul. Și am să încep cu cel puțin doi oameni, adică Comel Paiu și Dan Gabriela Grădescu, care prin cuiesitră au reușit să coaguleze în mare parte viața spirituală, nu doar a românii, ci a unui om întregi, care aș spune eu că imperialism începe chiar de la câmpul de Buzcel și probabil va cuprinde și alte zone. Este o performanță și nu întâmplător Crepsidra are dedicat un articol special în acest dicționar al literaturii române, teme. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc, pentru că, pe frate, dacă vreți să îndrepta o nedreptate, sau a repara, sau cum vreți, e vorba de Cristian Ivescu. Cristian Ivescu s-a risipit cu generozitate ani și ani. Încercând de fapt, încercând și reușind. Să fie și istoric literar, să fie și critic literar și editor, și prieten al autorilor, și cam tot ce se poate imagina pe plan cultural. Despre Cristian Ivescu n-a avut curajul să scrie decât Constantin Tomșa, o carte monografie bine meritată. Dar când am fost trădat de Părintele Paiu, apropo de părerea mea despre Cristian Ivescu, vreau să subliniez un lucru mai puțin perceptiv. Cred că fac mulți. E foarte simplu. Mai încercăm o critică poetonistică, mai des acel explicațion de text, de ocupăm de poezie, de proză, mult mai greu e să încerci sinteză pe care domnia s-a încercat, adică n-avem ce face să încerc neamțul igean, neamțul acel literatur bizărșapt, această știință a literaturii. Și mai mult și mai greu e să fii istoric literar. Ori Cristian Ivescu are un păcat major. Încearcă să epuizeze anumite domenii. Și a început luându-se la piept cu cel mai controversat autor român, cu Eminescu. Și cu cea mai controversată perioadă, și anume copilăria lui Eminescu. Ideea de-a dreptul trăsântă. Ce spunea unul, ce poate să spună copilăria unui mare scriitor, dar care, mă rog, a fost și el copil, sau a avut o copilărie, pe noi ne interesează partea de obră. E bine, Cristian Ivescu, cu acribie filologică, cu un deosebit simț, aș zice chiar detectivistic, a reușit să ne dea o imagine convingătoare și a unui Eminescu tânăr. Aș spune chiar că e singurul eminescolog, și cunosc câțiva, între care și distinsul meu profesor George Munteanu, care
are și-a luat chiar doctorat cu viața lui Eminescu, Tiberiu, mă rog, care e liberator al marilor clasici. Spunea Ministrul Iubescu, este singurul care ne apropie de acea imagine ale Eminescu, pe care o avem multiplicată în milioane de exemplare. Nu Eminescu cu mustăți, cu obosit, ci acel Eminescu cu fruntea și ochii visători la Steaua Singurătății. Asta a făcut Cristian Iubescu. A scos poemele în mine. A încercat și a reușit să scoată un creangă, cea mai bună ediție creangă, adică mergând pe ediția cetăteriană, făcând o operă filologică și nu una comercială. A reușit integrarea Calistra Pogaș. Iarăși, o restituție de mare valoare, aș spune, filologică academică. Are acum un proiect controversat, nebun, și știu ce spun, că și eu pe altă parte m-am ocupat cu de el, și anume Constantin Virgil Gheorghiu. Este cel mai dificil autor român. Tocmai pentru că este cel mai celebru prozator român din străinătate. Pentru că Ora 25 a avut un succes nebun. Vedeți-vă, Romeo and Juliet sau ceva lucrând în acel film, de fapt celebru. Dar chiar personalitatea lui era una extrem, extrem de controversată, ca și scriere sale. E bine, Cristian Iubescu, în complicitate, dacă nu mă înșel, aici nu poate contrazice cu părul Băieșan, și-a propus o restituire a întregii opere. Pentru că, nu-i așa, Constantin Virgil Gheorghiu, născut la Războiul Neamțului, alături de